În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, Evanghelia de astăzi ne pune înainte un tablou neașteptat. Mulțime multe de oameni, în loc pustiu, în loc îndepărtat, la poalele Mântuitorului Hristos, care pe de o parte vindeca pe cei bolnavi, dar mai ales, pe de altă parte, le descoperea cuvântul adevărului, cuvântul vieții acesteia. Și spune Evanghelia că se făcuse deja seară și pe bună dreptate oamenii vor fi flămânziți, vor fi fost flămânzi. Și spun ucenicii, dă drumul oamenilor, slobozește mulțimea să meargă prin sate și să-și cumpere ceva de mâncare. Iată, deși trecuse ziua, venise seara, din cei poate mai mult de 10.000 de oameni, pentru că spune Evanghelia că erau 5.000 de bărbați în afară de femei și copii, și de cele mai multe ori vedem și la biserică, femeile sunt mai multe decât bărbați. Și nu se va fi putut ca la picioarele Mântuitorului să fi fost bărbați fără femeie și poate și câțiva copii împreună cu ei. Iată, dintre atâta mulțime de oameni, și ne închipuim cât de mare trebuie să fi fost acea poiană sau acea pustie ca să încapă atâți oameni și să-l mai și aude pe Mântuitorul, probabil va fi avut forma unui amfiteatru. Iată, dintre atâtea niciunul nu a spus, dar încetează, Doamne, odată, că nouă ne e foame. Sau iată, zi întreagă am stat fără mâncare. Precum a spus Maria gândindu-se la sărbătoare, Doamne, nu socotești, că sora mea, Marta, sora mea, Maria, m-a lăsat singură să slujesc. Ea să vorbește, ea să te ascultă, dar eu aici fac de mâncare. Îmi arde cratița pe aragaz. Da? Ce face? Dintre atâta mulțime de oameni, nici unul nu a întrebat ce vom face. Încât apostolii se apropie de Mântuitorul cu acest gând. Ce vor face acești oameni care, iată, de acum încep să flămânzească? Să slobozești mulțimea. Nu numai că n-au întrebat oamenii până când vom mai sta aici sau ce vom mânca, dar nici măcar n-au plecat înainte de a fi fost sloboziți. Nu era o slujbă pe cum suntem noi astăzi, oarecum organizată. Știm că nu plecăm înainte de a se termina slujba. Până la urmă nu-i chemase nimeni acolo în mod special, nu-i ținea nimeni după un program. Nu era vreo condică pe care trebuia să o semneze. Ce-i ținea? Puterea cuvântului lui Hristos. Încrederea că cel ce are un asemenea cuvânt, dătător de viață, cel ce are putere asupra bolii, iată, mai mult decât atâta, poate nu se cuvine să băbărănești, să pleci fără să întrebi. Stăteau ca niște copii cu minți în băncile lor. Și erau, desigur, mulți oameni maturi acolo. De unde această cumințire din înțelegerea că acel cuvânt pe care Hristos îl dădea nu era vreun curs academic, vreo știință pe care și-o asimilează cineva pe parcursul acestei vieți, ci era cuvânt dumnezeiesc. Această încredere îi ținea acolo. Și Hristos le vorbea nu în cuvinte mai presus de ei, ci pe înțelesul lor, în pilde, astfel încât cuvântul să ajungă la ei, să se apropie într-adevăr înțelesul lui Dumnezeu, împărăția cerurilor de inimile lor. Și de aceea oamenii au rămas acolo și așteptau să fie sloboziți, așa cum niște copii disciplinați, cum nu mai avem astăzi în școală, am reușit și asta, să stricăm și rânduiala și respectul din școli. Copiii, cum erau altă dată, sau poate i-am mai prins eu, stau și ascultă cuvântul profesorului, cuvântul învățătorului. Mai mult decât atâta era acolo, la picioarele Mântuitorului. Și ucenicii, mai apropiați și mai cu îndrăzneala Mântuitorului, îndrăznesc și pun această întrebare. Slobozește mulțimea, ce vom face cu ei că sunt flămânzi? Și Mântuitorul le dă un răspuns paradoxal, n-au trebuit să se ducă după mâncare, dați-le voi să mănânce.
dar și ucenicii fuseseră cuprinși de puterea cuvântului Dumnezeu și de înțelegerea și încrederea că cel ce le vorbea nu făcea indiferent, ca să îi impresioneze, ca să se umple de slavă, care să aibă o putere de stăpânire asupra lor, ca să-i manipuleze atâta mulțime de oameni, ci din dorința de a-i ajuta, de a-i lumina, de a le da viață. Și apostolii înșiși aveau această încredere. Și când Mântuitorul le spune, dați-le voi să mănânce, nu se miră, nici nu se obrăznice, păi Doamne, ce să le dă? Sunt aici 5 pâini și 2 pești, îți bagi joc de noi? Nici la nivel de gând în apostoli n-a fost o asemenea mișcare a sufletului, ci doar îi spun Domnului, iată, avem aici asta și asta. Și Domnul le spune, aduceți-le aici și le binecuvintează și dă apostolilor și apostolilor mai departe oamenilor. Și vedem aici o ierarhie aproape ca și în biserică. Oamenii stau și primesc din mâna apostolilor pâinea cea binecuvântată, care nu mai era doar vreo firmitură din acele 5 pâini de orz, ci era pâine ce se înmulțea prin minune dumnezeiască. Ca și în biserică în care preoții, următorii apostolilor de atunci, împart nu vreo pâine de orz care să ne țină de foame, ci trupul lui Hristos în chipul pâinii îl împart credincioșilor. Și vedem că și atunci și acum se descoperă o ierarhie. O ierarhie nu pe bază doar de autoritate sau de putere, ci o ierarhie a celui care dăruiește și a celui care primește. Hristos, Dumnezeu cel atotputernic, devine cel atot dăruitor, cel care dăruiește din mulțimea prisosului și a bogăției și a minunii. Dăruiește apostolilor care ei înșiși devin dăruitori ale celor pe care le primesc. Și în fine, cei care le primesc, cei pentru care sunt aceste daruri, de fapt, noi toți împreună. Poporul cel drept slăvitor, poporul care recunoaște pe Dumnezeu în mijlocul lui, în mijlocul poporului. Putea Hristos să fie împărțit pâinea fără să fi fost mijlocirea apostolilor? Dar arată prin aceasta că prin om Dumnezeu lucrează. Și fac o paranteză. Se spune că la un altar era un bătrân slujitor, un preot cu viață sfântă, atât de întărit în credință, atât de sfântă era viața, încât la liturghie vedea îngeri slujind împreună cu el. Și vine dintr-o dată un diacon nou, slujitor, începător. Și în timp ce slujea Sfânta Liturghie, diaconul îi spunea, părinte, ai grijă că greșești în punctul acela, nu faci bine. Și preotul, fără să se certe, asculta cuvântul diaconului, dar nici nu schimba nimic. Pentru că se va fi gândit, atâta liturghie am slujit în viața mea și îngerii, vedeți cumva o dreptate a acestei jertfe, a dispoziției inimii mai ales, încât nu avea îndoială în ceea ce făcea și slujea în continuare. Și diaconul stăruia în observațiile lui. Săcăit, probabil, de observațiile diaconului, întreabă pe înger, ce să fac cu acesta, că mă tulbură la liturghie, îmi spune că greșesc în punctul acesta. Și spun îngerii, să faci cum îți spune, că are dreptate. Și se înfricoșează preotul și spune, cum? Și voi atâta timp fiind lângă mine, nu mi-a spus nimic până acum, nu. Că așa a lăsat Dumnezeu ca om pe om să se îndrepte. Prin oameni lucrează Dumnezeu, cele ale lui Dumnezeu. Și lucrează cu atât mai puternic cu cât noi oamenii deschidem lucrării lui Dumnezeu cu cumințenie, cu înțelegere și cu credință. Și lucrează nu doar schimbându-ne pe noi înșine, pe cei ce credem, ci și pe cei care cred celor ce le spunem noi, cele ce Domnul ni le vestește.
prorocii în Vechiul Testament s-au sfințit pentru că cuvântul lui Dumnezeu îi sfințea și le descoperea cele ale adevărului. Și toți cei ce primeau cuvintele lor făceau voia lui Dumnezeu. Iată, la fel, acum Dumnezeu lucrează prin apostoli, învățându-ne că în istorie Dumnezeu, și atunci când nu înțelegem noi lucrarea Lui, știe cele pe care le trăim. Vede nedreptățile pe care le avem de îndurat, vede sărăcia pe care o avem de dus, crizele pe care le avem de înfruntat și de depășit. Dumnezeu lucrează și astăzi în istorie. Și în ciuda multor lucruri pe care nu le înțelegem, și nedreptăți și poticnești, Dumnezeu cunoaște sufletul nostru. Și prin oameni ne dăruiește și cele de bucurie, și cele silnice și de îndreptare ale sufletului nostru. Și acelea fac parte din pronia și lucrarea lui Dumnezeu. Iată, dar, că Mântuitorul face această minune pe nesimțită. Putea să fi dăruit pâine oamenilor din nimic, așa cum a creat lumea întreagă din nimic. Dar o face pe nesimțită, în chip firesc, ca și cum pâinele s-au mulțit de la sine. Pâine de orz au fost cele cinci, pâine de orz au mâncat oamenii. Putea să le dea pâine albă de viu sau altceva, sau hrană mai spectaculoasă sau mai osebită pentru ei, le dăruiește cele necesare trupului, învățându-ne și pe noi să înțelegem că în viața asta Dumnezeu cele de nevoie și cele necesare ne le va da și se va îngriji de ele atâta timp cât și noi vom căuta, precum spune Domnul, împărăția cerurilor și vom crede Lui. Se va îngriji de acestea pentru ca noi să nu ne împuținăm în credința noastră. Iată, Dumnezeu atent la cele mai mici nevoi, la cele mai mici cerințe ale noastre și făcând minuni acolo unde omul nu se așteaptă. Altădată, când diavolul îl ispitea, îi spune Mântuitorului, care plămânzise 40 de zile, spune ca aceste pietre să se facă pâini. Hristos îi spune, mergi înaintea mea, Satanul, că scris este, nu numai cu pâine se va hrăni omul. Aceeași cerere de minune. Și putea Domnul să fi făcut acele pietre pâine. Dar nu întotdeauna minunea este de folos. Domnul a mulțit pâinile în fața acelei mulțimi. Dar nu peste tot pe unde a mers Domnul a făcut această minune. Și atunci în Israel vor fi fost oameni săraci, oameni care își chiveliseau pâinea de pe o zi pe alta. Nu s-a dus Domnul în toate casele să înmulțească pâinea în felul acesta, ci a făcut-o dându-ne de înțeles că atunci când dintr-o anumită cauză desăvârșită precum cea de astăzi, că mulțimea rămasă pe Dumnezeu sau alta, omul nu are timp să-și chivernisească prin grija lui procurarea hranei sau cele necesare, Domnul îi le dă. Dar și atunci când omul are putința și râvna să-și chivernisească casa sa, și atunci cu priceperea lui Dumnezeu și cu bogăția lui, cele de nevoie se înmulțesc, cele de necesitate se adaugă omul. Ne aducem aminte de cuvântul Mântuitorului. Nu vă îngrijiți de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngriji de ale sale. Priviți la păsările cerului. Și tot cuvântul pe care Mântuitorul îl spune atunci, astăzi, prin această minune, Domnul decetruiește acest cuvânt, că, într-adevăr, cel care alege, precum Maria, să asculte cuvântul Domnului, să caute întâi împărăția cerurilor, acela, într-adevăr, va fi îndestulat, nu doar în sufletul său de mânghiere dumnezeiască, ci și în trup de cele de nevoi. Pilda de astăzi, iubiți credincioși, ne învață, pe de o parte, să ne punem nădejdea în Dumnezeu și să înțelegem că nu este doar Cel ce a creat dintr-un început lumea, ci și Cel care în fiecare zi este împreună Creator și împreună lucrător cu cei ce lucrează în numele Lui.
este creatorul mântuirii fiecăruia care caută cuvântul. Nu încetează Dumnezeu să lucreze și să creeze căi de mântuire tuturor celor ce cred în El. Și atunci când nu mai vedem în viața noastră nicio ieșire, poate nicio nădejde de mântuire, cum să ne mai simțim viața, cum să credem în El, atunci, în chip deosebit, Dumnezeu lucrează. Dacă noi cerem ajutorul Lui și răvnim spre aceasta și punem în inima noastră dorința de a face voia Lui, ce înseamnă căutați întâi împărăția cerurilor decât a începe să trăim de aici precum, în proximitatea împărăției cerurilor? Mulțumim pentru darul vieții de la Dumnezeu, pentru toate darurile pe care ne-a dat această lume pregătită ca noi să ne bucurăm de ea. Ce înseamnă împărăția cerurilor decât ca aceste daruri să nu le închidem în geanta noastră, în poșeta pe care o purtăm pe umăr, ci să o putem împărți celorlalți, să ne aplecăm cu încredere și cu atenție asupra celorlalți, cu prietenie, cu bunăvoință, să nu ne ținem distanți și reci față de aproape de noi, ci atenți la nevoia Lui, așa cum vrem și credem că Dumnezeu este atent la nevoia noastră, la durerea noastră, la dorul nostru cel mai adânc. Minunea de astăzi ne cheamă și pe noi să fim asemenea apostolilor și prin noi Hristos să-și împartă darurile sale și să le înmulțească. Să împărțim bunătatea copiilor noștri, rudelor noastre și tuturor celor pe care Dumnezeu ne scoate în cale, cu bunăvoință, cu o faptă bună, cu un gând bun, cu o privire senină. Iată, da, că Dumnezeu ne descoperă puterea Lui de a ne împlini toate cele de nevoie și de a ne cunoaște până în adâncul sufletului. Ne descoperă aceasta ca să ne putem pune de nădejdea în El, ca să înțelegem că în viața aceasta orice desfătări am avea, orice împliniri am avea, dacă nu îl cunoaștem pe acest Dumnezeu apropiat, viața noastră rămâne lipsită de sens, lipsită de finalitatea pe care o dă împărăția cerurilor, ai cărei moștenitori suntem chemați să fim. Așadar, să punem început în această zi acestei căutări adevărate a împărăției cerurilor, mulțumind lui Dumnezeu pentru darul vieții și pentru toate darurile sale, pentru înțelegerea cea dreaptă pe care ne-o dă celor ce credem în El și pentru minunile pe care le știm și pe care nu le știm, pe care le înțelegem și pe care nu le înțelegem, pe care le face pururea în viața noastră. Să ne amintim de minunea aceasta și atunci când tăiem pâinea pe masă, când ne facem și obligatoriu să ne facem rugăciunea înainte de a mânca și să mulțumim după ce am mâncat, rugându-ne ca tot omul să aibă ce pune pe masă și să-L învrednicească Dumnezeu de mila sa. Să ne amintim de aceasta ori de câte ori mi se pare că viața ni se înfundă, că suntem în crize fără ieșire, să înțelegem că Dumnezeu are putere de a face minuni în fiecare clipă a vieții noastre. Și astfel, ziua de astăzi și zilele vieții noastre vor fi zile de slavă a proniei lui Dumnezeu, vor fi zile de bucurie și de mulțumită și încredințare că nicio împrejurare a vieții acesteia nu ne poate sărăci până într-atât încât Dumnezeu să nu ne poată veni în ajutor. Dumnezeu să ne ajute, să ne dăruiască pâinea de toate zilele și mulțumirea pentru aceasta și să ne dea mai ales să răvnim, precum spune, pâinea cea adevărată, trupul și sângele Său, căutarea voii sale celor dumnezeiești, astfel încât viața noastră să se simțească pe nesimțite, precum pe nesimțite Dumnezeu lucrează minunile în mijlocul lumii. Amin.